Sporting Club Vaslui nu are niciun fel de datorii. Conducerea clubului infirmă zbonurile conform cărora ar avea restanțe la plata salariilor pentru jucătorii pe care nu-i mai are sub contract. Vizați sunt Farcaș, Oliveira, Belo, Borian și Martin Spaito, care s-au plâns că ar mai avea de primit bani de la clubul Vasluian. Cu documentele la vedere, cei de la club pot dovedi că nu au niciun leu restanță la acești jucători. Cu excepția lui Wesley și Ada Hilton, restul jucătorilor care au plecat de la Sporting Club Vaslui au fost până de curând sub contract cu clubul vasluian, însă nu au respectat prevederile esențiale. Astfel, Pavel Farcaș, Anderson Oliveira, Belo, Milan Borian și Martins Mucuana Paito nu s-au prezentat la reunirea lotului în vara acestui an, deși toți aveau contract până pe data de 30 iunie 2012. Mai mult, pentru toți acești jucători, clubul avea opțiune unilaterală de prelungire a contractului, opțiune pe care nu a activat-o, fapt care probabil a dus la aceste declarații ale jucătorilor. Interesant este de văzut unde joacă și dacă joacă acești jucători. Jucătorul Hugoluz a părăsit țara în urma dosarului penal în care era acuzat că a condus un autoturism sub influența băuturilor alcoolice, deși în momentul părăsirii teritoriului țării încă mai era sub contract cu clubul și avea toate plățile la zi. Un alt caz special este și cel al lui Pavol Farcaș, deși jucătorul slovac era încă sub contract cu clubul, acesta se antrena cu echipa italiană Chievo Verona. într-un comunicat de presă aflat pe pagina oficială a clubului, conducerea susține că niciun jucător nu avea dreptul la bonus la plata salariilor și asta deoarece echipa nu s-a calificat în acest sezon nici în grupele Champions League, nici în grupele Europa League.